Bună seara! Am venit la Herghelia pentru că soțul meu este fumător și într-o astă vară au venit niște prieteni la noi și spunea unul dintre ei soțului meu, eu îi auzeam vorbind pe terasă, știi și eu am fumat, dar nu mai fumez de vreo 6 ani și tu faci foarte rău că dimineața te trezești și bei o cafea și fumezi. Și soțul meu a răspuns cam așa. Eu mă trezesc foarte dimineață pentru că și mai dimineață ajung la serviciu decât soția mea. Mi-a spus pe nume decât Maria. Maria se trezește mai târziu și dacă s-ar trezi odată cu mine, spre rușinea mea, poate că am mânca împreună și atunci poate că n-aș mai fuma și n-aș mai bea o cafea, n-aș mai începe cu asta. Deci acesta a fost lucru care m-a determinat să vin la Herghelia, să-mi schimb stilul de viață, să dorm mai devreme, chiar dacă într-adevăr eu plec mai târziu, dar vin mai târziu de la serviciu, să mă trezesc mai dimineață. Ați reușit? Da. Mai devreme chiar cu o oră decât ceilalți, pentru că mi-am propus, mi-am dorit, m-am rugat la Dumnezeu pentru treaba asta. Problemele de sănătate, n-am avut analizele proaste, de adevăr, am fost în parametri, sunt în parametri și acum. Problema mea este de altă natură, care se va rezolva în timp și cu ajutorul lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult și vă felicit, doamnă Dan, cum ați reușit să faceți acest program, să se miște toată lumea la secundă. Între și cum, și programul meu a fost extraordinar, parcă cineva l-a citit, să când să mă odihnesc, când să merg la bazin, după plimbare, imediat la Cataplas, pe unde te odihnești, pe urmă, când aveam bazinul, mă puteam odihni, deci în funcție poate și de afecțiunea mea, dar eu așa ceva n-am mai întâlnit. Mi-aș dori să pot realiza și eu la biroul meu acest program care e minunat și care se mișcă foarte bine. Vă felicit pe toată echipa și vă mulțumesc!